Hello, dragilor! Eu sunt Anda și azi am revenit cu un nou clip. Astăzi o să dau startul unui vlog de care sunt super, super emoționată și care sper din suflet să iasă bine. Asta pentru că are un impact foarte mare asupra mea și acest eveniment în sine e unul foarte important pentru mine și sper tare mult să ne putem bucura împreună de el și să vă placă acest videoclip. Ei bine, am fost chemată alături de alți câțiva booktuberi, de cei de la editura Curtea Veche pentru a ne întruni și pentru a forma așa un moment drăguț pentru a petrece timpul împreună. Aceștia au lansat pentru prima dată în acest an acest meet cu booktuberii, primul workshop de acest gen și am fost chemați, după cum vă spuneam, mai multe persoane care ne ocupăm cu acest lucru și care încercăm să pornim o inițiativă în legătură cu lectura în rândul copiilor. Acest eveniment se numește Lectura pentru copii, e un festival narrativ și, din câte știu, acesta se organizează anual, însă e pentru prima dată când participă booktuberii. După cum vă spuneam, sunt foarte emoționată pentru că, efectiv, nu am cuvinte și nu pot să vă exprim cât de mândră și de fericită sunt că pot să particip. Acesta se organizează, evident, la București și drumul este foarte lung între locul unde sunt eu în acest moment și unde stau și București. Așadar, voi face undeva la 8-9 ore, mi se pare. O să pornesc din seara asta de pe la ora 3 și o să ajungem dimineață. Evenimentul va începe undeva la ora 1 și va dura în jur de 2 ore. De asemenea, va fi prezent și Banna Nemeti, un scriitor, regizor și fotograf, care ne va învăța tot felul de tehnici de fotografie care ne-ar putea ajuta pe noi în dezvoltarea noastră ca și cititori și ca și creatori de conținut până la urmă. De asemenea, o să participe foarte mulți prieteni pe care i-am așa la suflet și pe care încă nu i-am văzut în realitate, pentru că vă dați seama, stăm în colțuri diferite ale acestei românii. Pentru că vă dați seama, stăm în colțuri diferite ale țării și e destul de greu să ne întrunim așa toți odată. Va fi prezentă și Adelina, sora mea de suflet, pe care o iubesc foarte mult și pe care abia aștept să o văd. Va fi prezentă și Daria de la Daria Prietena cu cărțile, Ștefi de la Biblioteca Ștefaniei, Ana de la Ana Stanciu și mulți alții care știu că vor fi prezenți, însă care nu vin în acest moment în minte. O să vă las toate detaliile în descriere pentru a nu omite ceva în legătură cu acest eveniment. De asemenea, am înțeles că va fi undeva cam 15 minute, vom vorbi cu Andra Gogan, care va fi prezent acolo și vom pune câteva întrebări în legătură cu tehnicile de fotografiere, ceea ce mi se pare din nou o inițiativă foarte, foarte drăguță. Am zis să vorbesc acum cu voi și nu de seară, pentru că lumina atunci probabil va fi mult mai proastă și am profitat de acest moment al zilei. De asemenea, o să iau și o carte cu mine, și anume În căutarea fantastice de Murakami. Am început, am citit vreo 10 pagini, mi se pare, ieri, însă nu am avut timp să o continui, așadar sper din suflet că o să pot să o fac acum. Nu știu cât timp voi avea efectiv să citesc, însă, în caz de orice, o să iau această carte cu mine. Noi ne auzim puțin mai târziu când începe toată distracția. Dragilor, știu că n-am vorbit deloc cu voi de-a lungul drumului, însă am dormit, vă puteți da seama și după fața mea că sunt abia desmeticită. Tocmai am ajuns în fața liceului și sunt super mulțumită de asta pentru că am ajuns foarte repede. Mai avem cam 2-3 ore până începe evenimentul și o să le pierdem pe aici prin oraș. O să mă văd și cu Ade de-a lungul acestui timp și o să filmez evident toată această întâlnire. Nu știu, am încercat să vă inserez și câteva secvențe cu România sau cel puțin cu peisajele pe care am reușit să le surprind așa fugitiv și pot să vă spun că eu una sunt efectiv îndrăgostită de cine propune ea și nu credeam că suntem o țară chiar atât de frumoasă. Brașovul cel puțin este unul dintre cele mai frumoase orașe prin care am trecut și de care am avut parte și astăzi. După cum vă spuneam, o să mergem acum să mâncăm. Evenimentul ar trebui să înceapă cam în 3 ore, însă în mod normal trebuie să ajungem puțin mai repede pentru a ne filma și pentru a ne pune câteva întrebări. Am foarte mari emoții pentru că nu știu exact cum o să fie și cum o să mă descurc, însă sper ca totul să fie ok, o să fiți alături de mine și... Bun, păi ne auzim puțin mai târziu când se mai întâmplă ceva. Hello, dragilor! Cam 2 ore mai târziu,
aștept în mașină momentan să înceapă. Oamenii deja s-au strâns din câte am observat și am din ce în ce mai mari emoții. Sper să fie ok. Am vorbit și cu Ade și în 5 minute ajunge. Și am zis că ar fi foarte drăguț să filmez așa întâlnirea noastră și să vedeți exact ce se întâmplă pe aici. Așadar ne auzim cam în câteva momente. Hello! Hello! Uitați cu cine sunt aici. Am întâlnit cu fetele și cam într-o jumătate de oră ar trebui să înceapă. Avem mari emoții, însă sperăm să fie tot ok. Și ne auzim puțin mai târziu. Bye! Bye. Hello, Ade! Hello! Bună, Daria! Și acum a ajuns și Daria. Și nu mai nimic decât în timpul ei. Da? Aici includem și YouTube și toate formele posibile. Trebuie să le vorbesc cu oamenilor ăla, alora de câteva cărți. Și ce zic cu ei? Păi, la început nici nu ne-am spus că m-am apucat de asta, pur și simplu mi-am cumpărat camera, le-am zis că vreau pentru fotografiat, am pus-o pe un trepied și am început să filmez și apoi când am văzut au fost foarte miți, că nu se așteptau la așa ceva. Bun! Andra, uitat o surpriză și special. Noi le-am povestit un pic, nu cred că credim, dar cred că sunt întrebări mult mai... așa, arzătoare despre ce înseamnă să ai un vlog în general, da. Despre cum ar putea să facă să facă vloguri mai bune. Hello! Tocmai am ieșit de la eveniment. Nu am filmat foarte mult și asta pentru că toate chestiile au fost puțin mai intime, să spunem că am preferat să nu. Am primit aici o cărticică și suntem super entuziasmate. Am întâlnit foarte mulți booktuberi la care ne uităm și după cum puteți vedea în spate avem un panou. Iubim, da? Și a fost foarte frumos, chiar mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că am reușit să venim. Sperăm să se mai organizeze în continuare pentru că a fost o plăcere pentru noi și am zis să vă anunțăm acum. Nu știm exact când o să mai mergem, însă vă ținem la curent în caz că se mai întâmplă ceva palpitant pe aici și o să mai vedeți pe Ade. Nu scăpați de mine. Da. Ne auzim puțin mai târziu. Bye! Hello! Hello! Sunt aici cu Ade și am ajuns în Cărturești. Și e super. E superb. N-am fost niciodată în Cărturești Carusel și suntem uimiți de acum. O să încercăm să inserăm cât mai multe secvențe. Și ne gândim să facem un videoclip separat cu cărțile pe care le-am cumpărat de aici, așa că nu o să încerc să abuzez foarte mult de acest subiect. O să vă arătăm așa fugitiv cum se prezintă Cărturești, pentru că cel puțin noi suntem uimite. Și da, cam atât am avut de spus. Ne auzim puțin mai târziu că să mai întâmplă ceva. Scăpați de mine. Scăpați de Ade. Așa că haideți să descoperim împreună acest loc minunat. Hello, dragilor! Abia am ajuns acasă și e destul de târziu, de asta am și vocea și e și lumina aceasta foarte proastă. Însă am zis să vorbesc acum cu voi pentru că am zis că toate sentimentele îmi sunt mult mai profund rămase în minte și în suflet în momentul acesta. A fost o experiență absolut minunată. Nu mă așteptam să fie chiar atât de frumos și oamenii au fost foarte, foarte deschiși. Am învățat foarte multe lucruri. După cum puteți observa, am și o insignă foarte drăguță. Am apărut și la televizor, însă o să vă vorbesc mai pe larg mâine despre asta și o să reiau fiecare eveniment în parte, fiindcă am reușit să filmez doar secvențe mici din orice eveniment important. Așadar ne auzim mâine mai pe zi și o să vă spun atunci mai multe. Hello, dragilor! Așa cum vă spuneam, am revenit acum cu ultimele impresii în legătură cu evenimentul care tocmai a avut loc și cu micile lucruri pe care n-am reușit să le surprind în acest vlog, fiindcă am vrut să mă bucur de ele la maxim, iar mai apoi să vă transmit și voi această stare. E bine, am cunoscut niște oameni absolut minunați și m-am bucurat extrem de mult că i-am putut vedea și pe ei în realitate, că am putut să mă bucur de fiecare booktuber în parte și să-i descoper personalitatea. Am legat niște prietenii strânse și în prezent vorbim mult mai mult decât vorbeam în trecut, pentru că vă dați seama că e o diferență foarte mare între ceea ce vedem noi pe YouTube și cum sunt oamenii în realitate. Toți au fost foarte, foarte dulci și m-am bucurat enorm de mult să-i văd și să-i cunosc mult mai bine. De asemenea, Barna Nemeti a fost cel care ne-a oferit câteva tips and tricks pentru a ne îmbunătăți calitatea video și pentru a ne face mult mai plăcuți atât din punct de vedere vizual, cât și din punct de vedere al sentimentelor pe care încercăm să le transmitem prin clipurile noastre. Pot să spun că mi-a fost de folos și chiar am învățat multe lucruri pe care nu le știam și am observat o altfel de abordare a situației și a videoclipurilor până la urmă.
Și tot ce pot să vă spun e că sunt enorm de mândră de mine că am reușit să mă alătur acestei comunități și că am făcut așadar o mică familie în jurul acestui canal și vă mulțumesc enorm de mult pentru tot acest suport pe care mi-l acordați mereu și pentru că sunteți aici în fiecare clipă. De asemenea, mai apoi a venit și Andra Gogan, care ne-a oferit câteva mici sfaturi pe care ea le-a învățat în timp, care ne-ar putea ajuta până la urmă să creștem frumos și să ne dezvoltăm și să trecem dincolo de barierele hate-ului și a persoanelor care nu ne suportă, pentru că având-o pe ea ca și model și explicându-ne exact cum stă treaba, am reușit efectiv să înțelegem cu toții de ce nu e bine să ne lăsăm mai prejos de cei care ne hateresc și că nu merită efectiv să le acordăm atenție celor care nu ne suportă. Andra este o persoană minunată și mă bucur enorm de mult că am putut să o cunosc și cu toate că acest Q&A pe care i-l-am oferit noi, aceste întrebări pe care i-le-am pus au fost cam puține, pentru că evenimentul în sine se baza pe crearea de conținut frumos și nu neapărat pe întrebări. Cu toate acestea mă bucur super, super mult că am putut să o cunosc și să văd până la urmă care sunt lucrurile pe care ea și le pune în minte în momentul în care filmează un vlog și cum abordează aceasta fiecare subiect în parte. Oamenii, după cum vă spuneam, au fost foarte, foarte drăguți cu toții și m-am bucurat extrem de mult că am putut să fiu prezentă. De asemenea, am primit cu toții și o insignă cu narativ pe care ne-am prins-o în piept și care ne-a făcut așa cumva să ne simțim că suntem mândri de ceea ce facem. Cam așa arată, e foarte, foarte drăguță. Și din când am înțeles eu, acest eveniment se organizează anual și puteți să participați și voi. Am mai și un pliant care ne arăta fiecare zi și modul exact de petrecere a lucrurilor. Mi s-a părut foarte drăguț. Și în caz că aveți oportunitatea să mergeți la un astfel de eveniment, eu chiar vă împing de la spate să o faceți pentru că merită. Am făcut asta pe propria piele și mi-am dat seama cât de frumos este să vezi oamenii în realitate și cât de mulți oameni minunați există în România. A fost prezent foarte mulți booktuber la care probabil vă uitați și voi și pe care îi admirați, printre care și Adelina de la Bibliomaniac, Ana de la Ana Stanciu, Mary de la Mary Books, Ștefi de la Biblioteca Ștefaniei, Darea de la Darea Prietenă cu Cărțile, Mihai de la Cititorul în Stele, Andy de la Scufundat în Cărți, Cristina de la Cristina Citește și cam aceștia au fost. Sper din suflet că n-am uitat pe cineva, oricum aveți în descriere toate linkurile necesare și puteți să vizionați acolo și vlogurile lor. De asemenea, la sfârșit, odată ce s-a terminat evenimentul, am primit cu toții o astfel de punguliță în care ne-a fost pusă o carte. Iar eu am primit Margareta României de Adrian Cioroianu, o carte repovestită pentru cei mai micuți și care a fost scrisă într-un stil așa mai ușurel pentru a putea fi înțeleasă de toți. Este un fel de biografie care ne ajută să ne dăm seama de câteva evenimente petrecute și care ne face să înțelegem că avem foarte multe modele în viață care ne pot ajuta chiar și în România noastră și că avem niște oameni absolut minunați care au schimbat istoria. E o carte foarte frumoasă pe care abia aștept să o citesc și cred că e exact acel gen de lectură care te face să te schimbi și care te face să-ți dai seama de unele lucruri, cu toate că este repovestită și scrisă într-un stil mult mai ușurel. Ca să fac o ultimă paranteză și să vă spun o ultimă impresie, evenimentul s-ar putea rezuma la câteva cuvinte simple și anume zâmbete, bucurie, învățare, cultură și oameni frumoși. Toate acestea cred că ar fi perfecte pentru a descrie tot evenimentul și pentru a putea așadar să captezi fiecare detaliu în parte prin câteva cuvinte simple. Le mulțumesc enorm de mult celor de la Curtea Veche că m-au invitat și că mi-au oferit această oportunitate de a participa la un eveniment minunat, la o organizație care cred eu că m-a schimbat ca și persoană și care mi-a deschis ochii, care mi-a arătat că există niște persoane minunate în România de care trebuie să ne bucurăm și de care trebuie să avem parte cu toții. Mi-a plăcut enorm de mult, tot ce s-a întâmplat a fost absolut perfect și mă simțeam efectiv ca și într-un vis. Simțeam că vorbesc cu mine însă, prin intermediul acestor oameni frumoși. Și de asemenea îi mulțumesc enorm de mult lui Bana Nemeti pentru că mi-a oferit aceste sfaturi și pentru că ne-a ajutat pe toți să creștem frumos. Și de asemenea pentru că ne-a oferit din experiența lui personală câteva sfaturi care cel puțin pe mine m-au ajutat foarte, foarte mult.
E bine, cam acesta a fost vlogul. Sper din suflet că v-a plăcut și vouă și în caz că aveți orice nelămurire o puteți lăsa în comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Nu uitați să treceți de asemenea și pe la Curtea Veche. O să aveți pagina lor de Facebook în descriere și eu vă sfătuiesc din toată inima mea să mergeți la astfel de evenimente în caz că se vor mai organiza și să participați efectiv la lucruri care vă fac fericiți, pentru că până la urmă la asta se rezumă viața. Eu am fost Anda, iar până data viitoare rămâneți aceiași oameni minunați cu vise mărețe. Pa!